Pot să zic că mă ocup de 40 de ani. De 40 de ani pentru că când am fost copil, aici la noi în sat a venit un preot, Gudor Andrei, care el a adus prima dată în Bucerdea producția asta cu ardei de boia, paprică. Ca așa și ziceau oamenii mai de mult aici în sat, paprică de popa, pentru că preotul popa a adus prima dată producția asta. Acum, la ora asta, pot să zic că suntem aproximativ 50 de familii care ne ocupăm în fiecare an de așa ceva. Paprika noastră a ajuns departe. Când zic că departe, pot să zic că în Ungaria, Germania, Belgia, până în Anglia. Pentru că avem oameni și prieteni și plecați, ăia ne duce. Și totdeauna când vin acasă în concediu, ce mă, să-mi dai și mie un kilogram, două, să trec dincolo, că e foarte gustoasă și foarte bună. Cere muncă, că nu se face doar așa. Suntem mulțumiți că totdeauna e căutată. E o paprică bună, naturală, cu gust bun, doar că cere și muncă multă. Anul ăsta am avut un necaz că a fost o bătută piatră, gheața. Ne-au mai rupt jumătate din ea, dar mulțumim la Dumnezeu că și așa cum îi o mai rămas, o mai și rămas. Ăsta-i zice boia de ardei de Segedi. Ăsta-i Segedi. Că de acolo am și... Dar noi luăm sămânță, că uite, firele astea, astea care sunt mai lungi și mai subțiri așa, astea sunt pentru... Din astea o să scot sămânța și eu nu cumpăr sămânța. Eu o să punem sămânță de la noi. Și merge bine. Că degeaba pui și se corcește, pe urmă nu-i, nu-i de calitate. Dar asta merge... Pot să zic că cu aceeași paprică mă duc de 30 de ani, de 40 de ani. Deci de atunci păstrăm și mergem în aia. Totdeauna alegem firele mai ardei, care sunt mai lungi și care sunt mai așa pentru semânță. Acum, acum e înșirată, trebuie să lăsăm până când se uscă ardeiul să, pe jumătate, să pe urmă să bagă la uscător, la uscat. Și acolo la uscător stă în uscător o săptămână să uscă, deci îi facem ori cu gaz sau cu lemne, mai de mult făceam și cu cărbun, dar cu lemne era cel mai indicat, că e o căldură din aia mai bună, așa și. Acum facem cu gaz. După ce se uscă, se zdrobește bine, se scoate toate cozile astea, vedeți? Astea nu au voie să... Astea n-au ce căuta în boia, în paprika, astea se scot afară. Prima dată după ce se zdrobește, rămâne o parte, rămâne pe ață, se aruncă și plus cu mâna mai culeși și se vede și care-i mai alb sau care-i mai apare, deci nu e o culoare roșie, așa, se aruncă deoparte. Și pe urmă avem moara și se macină aici cu moara de paprică, că eu am și moara acasă, cam 3,80 și unde și o moară făcută de cineva special, unde măcinăm și pentru mine și pentru alții care vin. Îi ajutăm, ne... Păi în orice caz, din septembrie încolo. Cel mai mult se macină, să zic eu, în octombrie și noiembrie. Pentru că până atunci se uscă bine și se poate măcina. Păi noi folosim mult la tocăniță, ne ocupăm, facem și gulaș. Că eu, de exemplu, fac și gulaș. Unde la festivități sau am fost și la concursul, i-am chiar câștigat locul întâi la Iud, în Blajă. Și... mai făceam și când era o sărbătoare sau când am fost la Blaș chemat, când a fost cultură pentru cultură pe Câmpia Libertății sau pe terenul de fotbal după un meci mai important, așa, le făceam la băieți un ceaun de gulaș. Am fost și la pădure cu invitați sau mai mulți, așa, am fost și 60 de oameni unde am făcut un fotbal, după ce ne-am obosit și s-a terminat, am mâncat gulașul și a fost, e bine, deci ne place, că în general, paprika se bagă din asta, ai dulce, trebuie să-i facem și ardei de boia iute, că avem și iute. Se bagă și din ăla un pic și iute. În general, se face din carne de mânzat. Cel mai reușit e din carne de mânzat. Am și un ceaun mare în care se face și ăla e pentru 60-70 de persoane, un ceaun din ăla când e gata.